Ministrul Muncii recunoaște că pensiile indexate cu numai 6% nu asigură un trai decent bătrânilor din Republica Moldova. Oficialul admite că statul ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a asigura pensii mai bune. Faptul că noi am crescut pensiile nu înseamnă că le-am crescut suficient și că pensiile din Republica Moldova asigură un trai decent. Am spus-o în repetate rânduri, nimeni în Republica Moldova nu este mulțumit de mărimea pensiilor și am spus-o de mai multe ori că cu siguranță și guvernul în special trebuie să depună un efort mai substanțial pentru ca să creștem pensiile mult mai rapid pentru a asigura un trai decent pentru pensionarii din Republica Moldova, dar acest lucru trebuie să-l facem într-un mod responsabil. Astfel, urmarea indexării cu 6%, pensia minimă va constitui 2778 lei, iar mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă va crește cu 249 de lei și se va majora după indexare de la 2067 la 3926 de lei. Totodată, pensia minimă de dizabilitate va constitui, în cazul unei dizabilități severe, de 2083 de lei, în cazul unei dizabilități accentuate de 1944 de lei și 50 de bani, iar în cazul unei dizabilități medii de 1388 de lei și 93 de bani. Opoziția comunistă și socialistă a criticat decizia guvernului, spunând că indexarea ar fi trebuit să fie mai mare, având în vedere că anul trecut prețurile de consum au crescut, în medie cu 13% față de 2022. Iar deputații independenți, foștii aleși ai partidului interzis Șor, propuneau ca pensia minimă să fie de 5.000 de lei. Anul acesta, bugetul pentru pensii este de 28,8 miliarde de lei, cu un deficit de circa 30%. Suficiente resurse nu au fost nici anul trecut pentru indexarea cu 30% a pensiilor, așa cum trebuia. În schimb, s-au găsit bani pentru majorarea de două ori a salariilor unor funcționari publici, dar și a miniștrilor, care sunt plătiți cu câte 50.000 de lei. Pentru cea de-a doua creștere în buget s-au găsit aproape 90 de milioane de lei. De asemenea, guvernul a găsit aproape 3 milioane de lei ca să organizeze la Chișinău conferința FAO, recepția pentru care se va da la o vinărie, la care vor fi dansuri și șoferi vorbitori de engleză. Cheltuielele sunt pentru 300 de invitați care vor fi serviți cu 7 aperitive reci și salate din diferite bucătării moderne. Resurse financiare au fost identificate și pentru deplasările peste hotare ale deputaților partidului PAS. Parlamentul a cheltuit peste 4 milioane de lei pentru călătoriile acestora în anul 2023.